Concursul Național Catehetic Biserica Familia Românilor de Pretutindeni În parohia Râncaciov Cu binecuvântarea în preasfințitului părinte mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, parohia Râncaciov, din cadrul protoieriei Târgoviște Nord, participă și în 2021 la concursul național catehetic Biserica Familia românilor de pretutindeni. Proiectul de anul acesta se intitulează Uniți într-o suflare românească și reprezintă efortul implicării a numeroși factori din domenii diferite de activitate. Aici trebuie să amintim, mai întâi, generoasa colaborare cu grupul de catehez în Nepsis al parohiei înălțarea Sfintei Cruci din Torino, coordonat de doamna preoteasă Nicoleta Istina cu binecuvântarea părintelui paroh Gabriel Burcescu. De asemenea, parohia Râncaciov a beneficiat de sprijinul inspectoratului de poliție al județului Dâmbovița, compartimentul de analize și prevenire a criminalității, voluntari de la organizația Salvați Copiii România. Doamna Cătălina Mălău, profesor de istorie la seminarul teologic ortodox, Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște, dar și a Enoriașilor. În cadrul proiectului de anul acesta s-au desfășurat 11 activități. Desfășurarea proiectului a debutat cu o întâlnire organizatorică. În data de 7 februarie, în cadrul căreia a fost alcătuită grupa de cateheză și s-a întocmit un program de activități dedicate anului omagial al pastorației românilor din afara României. Pe 13 februarie s-au derulat repetiții pentru programul artistic, ce va reprezenta un omagiu adus mărturisitorilor din temnițele comuniste. În data de 19 februarie, S-a desfășurat o sesiune de lucru pe platforma de comunicare online Zoom, împreună cu grupul de cateheză Nepsis Torino Sfânta Cruce, al parohiei înălțarea Sfintei Cruci Torino 2. Cu această ocazie, cele două grupe de tineri, chiar dacă sunt despărțite de mii de kilometri, au reușit, cu ajutorul tehnologiei, să se simtă aproape nu doar fizic, ci și spiritual prin împărtășirea de experiențe catehetice anterioare. După ce tinerii au început să se cunoască mai bine și emoțiile începutului au fost depășite, și-au oferit reciproc câte un mini-concert de cântece patriotice, prin care și-au întărit și mai mult convingerea apartenenței la neamul românesc. Pe lângă faptul că s-au creat noi prietenii, Întâlnirea aceasta reprezintă baza unei noi colaborări în ceea ce privește catehizarea tinerilor, ce se dorește a avea conotații spirituale, culturale și filantropice, nu doar pentru moment, ci pentru un timp cât mai îndelungat. Pe 20 februarie și 6 martie 2021, Tinerii din parohia Râncaciov au înregistrat un program artistic compus din poezii și cântece patriotice pentru a marca ziua de 9 martie, închinată mărturisitorilor din închisorile comuniste, dorindu-se a fi un pios omagiu celor două milioane de oameni care în perioada 1944-1989 au luptat și au suferit pentru valorile naționale, culturale și religioase, trecând pre ceea ce s-a numit Gulagul Românesc. O altă activitate desfășurată în colaborare cu parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Torino a avut loc duminică 21 februarie, cu ajutorul platformei de comunicare la distanță Zoom. Prin implicarea a trei grupe de cateheză a celor din diaspora. Întâlnirea a constat într-un atelier online Maraton de Creație, ce a avut ca obiectiv realizarea de mărțișoare din argilă și nu numai, ce au fost oferite cu ocazia zilei de 1 martie. Totodată, prin pronia lui Dumnezeu, în timpul activității, a ajuns și darul parohiei Râncaciov pentru Biblioteca Parohială din Torino un volum ce prezintă istoria formării comunității din Râncaciov, intitulat Satul Râncaciov, Negoiești, din Dâmbovița. De asemenea, în data de 23 februarie 2021, Parohia Râncaciov, în colaborare cu Parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Torino, a organizat o seară duhovnicească online cu tema Ajutorul lui Dumnezeu în viața omului. La această întâlnire a fost invitat părintele Gabriel Burcescu, parohul parohiei din Torino 2, Italia, care a vorbit pe marginea subiectului și a răspuns întrebărilor adresate de tineri, care au manifestat un interes deosebit față de tema propusă. Întâlnirea a culminat cu o surpriză din partea parohiei din diaspora, care s-a oferit să dăruiască tinerilor din Râncaciov suma de 700 de euro pentru achiziționarea de chitare. Acest act filantropic vine din sprijinul continuării relațiilor dintre cele două paruhii și după încheierea parteneriatului actual, deoarece doamna preoteasă Nicoleta Istina dorește să acorde cursuri online gratuite de chitară tinerilor din țară, continuându-se pe termen lung relațiile dintre cele două parohii. Familie versus prieteni reprezintă o activitate educațională, altfel, a parohiei Râncaciov, desfășurată sâmbătă, 27 februarie 2021, cu sprijinul domnului Victor Bucuroiu, agent șef principal de poliție din cadrul inspectoratului de poliție al județului Dâmbovița. Compartimentul de analiză și prevenire al criminalității și a tinerilor voluntari de la Organizația Salvați Copiii România. Întâlnirea a constat într-un dialog interactiv în care s-au pus în lumină valorile morale ale Evangheliei și s-a subliniat rolul important al familiei în formarea tinerilor, urmărindu-se prevenirea delicvenței juvenile. Duminică 28 februarie, în baza colaborării dintre Parohia Râncaciov și Parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Torino, a avut loc o cateheză online cu tema Sfintele Taine în viața credincioșilor, Taina Sfintei Cununii, în cadrul căreia s-a urmărit stabilirea principiilor creștine care stau la baza familiei. După expunerea conținutului temei, a urmat un dialog între cele două grupe de tineri pe marginea subiectului. La final, tinerii din Torino au cântat pentru cei din România piese din programul pe care îl pregătesc cu ocazia zilei de 8 martie. Joi, 4 martie 2021, Parohia Râncaciov, împreună cu Parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Torino, a organizat o serată culturală online cu tema Aspirații spre unire ale românilor, pașii către mare unire, susținută de doamna Cătălina Mălău, profesor de istorie la seminarul teologic ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște. La această activitate educațională desfășurată în mediul virtual au participat tineri ai celor două parohii. După prezentarea PowerPoint a temei, sublineindu-se năzuințele și încercările de unire ale românilor vorbitori de aceeași limbă, dar și cu aceeași credință strămușească, de-a lungul istoriei, tinerii, mai ales cei de peste hotare, pentru că nu au posibilitatea să studieze în instituțiile de învățământ în care sunt descriși istoria poporului din care provin, s-au arătat interesați de acest subiect și au adresat numeroase întrebări. De asemenea, a fost târnit interesul tuturor participanților pentru studiul istoriei, pentru că, așa cum afirmă Nicolae Iorga, un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Mai mult decât atât, întâlnirea s-a dovedit a fi un real succes, putând fi accesată oricând pe canalul de YouTube al grupului de cateheză Nepsis din Torino. De asemenea, grupa de tineri implicată în concursul național catehetic Biserica Familia Românilor de Pretutindeni din Parohia Râncaciop a dat dovadă de implicare filantropică. S-a realizat o colectă de alimente constând din ulei, zahăr, orez, făină, paste și altele, însumând aproximativ 1000 de lei ce au fost dăruite în ziua de 11 martie cu mare dragoste ca semn de comuniune și iubire creștină, unor familii cu posibilități materiale reduse din cadrul parohiei. Sâmbătă, 13 martie 2021, în parohia Râncațov, din cadrul Protoierie Târgoviște Nord, au debutat cursurile online gratuite de chitară pe platforma Zoom, coordonate de doamna preoteasă Nicoleta Istina de la parohia Înălțarea Sfintei Cruci, Torino 2. Tinerii au impresionat cu ambiția și dorința lor de a învăța să cânte la acest instrument, arătând astfel că roadele acestei activități muzicale nu vor întârzia. Menționăm că tinerii au beneficiat fiecare de câte o chitară, însumând 700 de euro, ca act de generozitate din partea parohiei din diaspora, și acest curs online dovedește a fi o continuare a colaborării dintre cele două parohii pe termen lung. La final, mulțumim tuturor celor care s-au implicat pentru ducerea la bun sfârșit acestui proiect dedicat educației tinerilor.